Bărbatul de 53 de ani lucra pe un remorcher care făcea manevre în portul Orșova. În jurul orei 20 era împreună cu un coleg pe un șlep ancorat în port. În timp ce se apropia de o balustradă, bărbatul s-a împiedicat și a căzut în apă. Imediat, doi colegi au sărit după el și l-au scos la mal. Apoi, un polițist de frontieră a încercat să le resusciteze până au venit pompierii. Am găsit un om în baltă și am sărit de l-am scos afară, l-am masat până a venit băieții de la zbor. Era un marinar care îl scosese la mal. Și cu un alt marinar am încercat să-l scoate sus, că celălalt era epuizat. Victima era pe malul fluviului Dunărea și am început manevrele de resuscitare, care au durat în jur de 50 de minute. Resuscitarea bărbatului a fost continuată și de medicii de la ambulanță, dar fără succes. Nu, n-a avut nicio șansă, l-am găsit în stop cardiorespirator. Începuse smurtul resuscitarea, noi am continuat-o și resuscitarea avansată, dar fără niciun rezultat, semnele morții instalate. Poliția a deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Cazul va fi preluat și de inspectorii ITM, deoarece este un accident de muncă.